Se spunea că are o forță egală cu asoarelui și de asta romanii au botezat-o darul cerului, iar vracii o culegeau numai în crucea zilei. Rostopasca este recomandată ca remediu în peste 150 de afecțiuni, de la dermatoze banale, la temutul cancer sau la infecțiile virale, încă imposibil de tratat cu medicamente actuale. Preparatele pe bază de rostopască au efecte antispastice, analgezice și stimulează secrețiile digestive. Externa are acțiune antiseptică, antibacteriană, regenerantă, cicatrizantă, antitumorală. Rostopasca este recomandată în terapia naturistă a afecțiunilor hepatice, în procesul de cicatrizare a unor boli de piele, negi în cazurile de icter, constipație sau reumatism. Pulberea se obține prin măcinarea cât mai fină mașina tulpinilor uscate de rostopască cu râșnița electrică de cafea. Depozitarea pulberii se face în borcane de sticlă închise hermetic, în locuri întunecoase și reci, pe o perioadă de maximum 3 săptămâni, deoarece principiile active se oxidează rapid. De regulă se administrează de 3-4 ori pe zi câte un sfert de linguriță, aproximativ un gram, pe stomacul gol. Tinctura se pune într-un borcan cu filet, se adaugă 15 linguri de pulbere de rostopască, peste care se adaugă două pahare de alcool alimentar de 50 de grade. Se închide borcanul ermetic și se lasă la măcerată vreme de două săptămâni, după care se filtrează, iar tinctura rezultată se pune în sticluțe mici, închise la culoare. Se administrează de patru ori pe zi câte 50-100 de picături diluate în puțină apă.